Doamnelor și domnilor, am revenit aici la Agricultura la Raport, așa cum vă spuneam până în pauza de publicitate. Alți invitați alături de mine, dați-mi voie să vii și prezint. Și o să încep cu doamna Ana Maria Damian, director general NHR AgroPartners. Românile, și bine ați venit Bună aici seara, la AgroTV. Bună Înțeleg că sunteți pentru prima dată într-un studio. Da. Sper <laughs> că da. n-aveți emoții, le-ați lăsat la ușă Ei, și nici, prea puține, în regulă. Domnul Mihai Ivașcu, director marketing APIMAR, bună seara și dumneavoastră. Bună seara, mulțumesc de invitație. Și eu mulțumesc pentru prezență și nu în ultimul rând, domnul Octavian Matei, manager agricultura de precizie Titan Mașineri. Vă mulțumesc și dumneavoastră. Mulțumesc pentru invitație. Doamnă, domnilor, pe final de an facem fel și fel de statistici, facem bilanț, vedem ce a fost bine, ce a fost mai puțin bine, ce putem corecta pentru anul următor. Cum a fost pentru dumneavoastră anul acesta, 2018, ținând cont de întregul context în care agricultura românească a evoluat? Au fost multe încercări, multe provocări, momente mai puțin bune pentru unii fermieri, dacă stăm să privim așa prin prisma condițiilor meteo, discutam ceva mai devreme cu invitații mei despre faptul că un an greu, dificil, lipsit de precipitații și a spus, în consecință, anul acesta dificil amprenta și pe producțiile obținute de către agricultori, de către fermieri, dar vreau să-mi spuneți pentru dumneavoastră, pentru firma pe care o reprezentați, cum a fost 2018 cred că există o mare legătură între cum este un an agricol pentru fermieri și cum este pentru noi din industria de mașini agricole. Este o relație foarte strânsă. Depindem foarte mult de recoltele lor, de modul în care reușesc să își valorifice producția. Și un client drag nou spunea că cel mai bun inginer agronom pe care trebuie să-l ai într-o fermă este Dumnezeu. Că el ne dă ploaia și ne ajută în momentele uh, importante. Da, a fost un an greu pentru... dificil, complicat pentru fermieri cu secetă și cu ploi, că nu prea trebuia să fie ploi, adică la momentul recoltării... Um, și dar care ploaia venă... a venit exact în momentul în care nu trebuia da, să vină. Exact, cam așa, dar până la urmă s-a terminat bine cu producții recol la porumb. Cine a, a avut intuiția necesară să, să planteze această cultură, Evident că și pentru noi a fost un an uh, complicat și plin de provocări, așa cum ați spus, dar noi niciodată nu suntem mulțumiți, cel puțin noi în NHR nu vreau să vorbesc de altcineva, avem întotdeauna standarde cât mai înalte și vrem întotdeauna să facem mai bine și mai bine. Așa că din punctul ăsta de vedere cred că ar mai, fi puză, ar mai fi loc de îmbunătățire Însă suntem fericiți pentru că echipa noastră a evoluat în toată această perioadă Și suntem pregătiți și mai bine anul viitor să acordăm cele mai bune servicii clienților noștri Asta este principala noastră țintă și de fiecare dată când nu reușim să o facem Suntem supărați pe noi și pregătiți să o luăm de la capăt Domnul Matei, pentru dumneavoastră, pentru firma pe care o reprezentați? Într-adevăr, la fel cum a zis colega noastră, am avut și noi probleme în același timp, dar în același timp și multe satisfacții. Exact cum spunea, corelația între felul în care s-au manifestat fermierii, felul în care au mers culturile anul acesta. Și, pe de altă parte, investițiile pe care le facem noi și reprezentarea în piață s-au corelat. Deci, cam același principiu. În, în același timp, trebuie să spun că, totuși, în primăvară a fost o perioadă foarte bună în care a plouat exact când a trebuit. Avem o mare parte din fermieri care ne-au demonstrat acest lucru, într-adevăr, cu niște recolte extraordinar de bune. Poate puțin îngrijorați pentru perioada de toamnă, ce s-a întâmplat la cultura de grâu și. Cultura de rapiță. Am vorbit cu diversi fermieri, clienți de-ai noștri apropiați, și ne-au zis că sunt puțin sceptici față de începutul și parcursul anului viitor, depinde foarte mult. Aș putea să spun că, într-adevăr, a fost un an exemplu pentru ceea ce înseamnă agricultura ține și are nevoie de foarte mult noroc, foarte multă baftă ca uh, lucrurile în contextul pe care îl avem în România, în momentul de față. Să iasă exact cum ne propunem de la început. Uh, mai spune aici despre problema irigațiilor, care putea să. Bun, din păcate, noi în agricultura o... românească ne raportăm foarte mult la divinitate. Asta e o realitate a zilelor noastre și nu numai a zilelor noastre. Cam de fiecare dată așteptăm <coughs> să ne dea Dumnezeu precipitații atunci când e nevoie, să nu plouă când avem de recoltat și așa mai departe. Dar ar exista și soluții. Una dintre ele e legată de irigații. Spuneați dumneavoastră mai devreme: sunt puțini fermieri, din păcate, care au posibilitatea asta să o facă, să, să irige, cu toate că există și programul acela de irigații. Statul a repus în funcțiune mai multe stații de pompare, mai multe pompe, de... dar nu e subiectul nostru din, din seara asta să-l să disecăm. Cu alte cuvinte, Titanul Mașinării firma pe care o reprezint are un plan bine stabilit pe termen mediu lung, ne ținem de el, progresele se văd, creșterile sunt constant de la an la an, bioevoluție progresivă, încercăm și la anul viitor să creștem cel puțin cum am făcut anul acesta. Satisfacția există foarte mult, aș putea să zic, legat de conceptul de pachete pe care le promovăm și le folosim tractor plus implement. Aici cred că am avut un mare câștig anul, uh, anul acesta și se vede se simte foarte bine în piață. pentru că venim cu o soluție completă din acest punct de vedere. Așa că putem să considerăm un succes și mult optimist pentru anul viitor, chiar dacă v-am zis, sunt anumiți fermieri care spun să fim uh, prudenți. Bun, domnul Ivașcu, pentru Apimar, cum a fost anul ăsta? Păi aș dori să aduc în atenție două proiecte dragi nouă ca și asociație, Asociația Producătorilor și Importatorilor de Mașini Agricole, uh, și anume aici este proiectul pe care noi l-am lansat anul trecut, uh, învățământul profesional în sistem dual, și anume calificarea de mecanici agricoli. Uh, așa cum uh, dumneavoastră știți și am fost invitați în enumerate rânduri la emisiune și vă mulțumim pentru acest fapt că am putut să promovăm uh, proiectul. Am început anul trecut cu... Ați început cu cei da? de la colegiu Harnas, Colegiul Harnaj. de aici Harnas. din București. Da, bineînțeles. Multă lume ne-a întrebat de ce am ales un, un liceu în București să folosim această calificare de mecanici agricoli. Răspunsul a fost simplu. Aproape de acest colegiu se află toți membrii apimari implicați în proiect, unde au cele mai dotate serviciuri, cu echipamente și utilaje de, de înaltă performanță. Și atunci am hotărât, ca în cadrul acestui liceu, să, să demarăm proiectul. Într-adevăr, am. Iertați-mă, o, se, da, o secundă, iertați-mă. Știu că anul trecut reușiseți să implementați două clase. Într-adevăr. Da? 42 de ele. 42 și câți au Am ajuns reușit la un, să meargă mai departe? Un 36. Selecția s-a făcut, s-a făcut natural, dacă da. este permisă exprimarea, pentru că cei care au fost și au dorit această meserie au rămas în continuare, cei care doar au venit să testeze, să vadă despre ce este vorba, s-au retras, s-au dus, s-au înscris la alte calificări. Dar acum pot să spun că toți cei care au rămas implicați în proiect merg și efectuează stagiul de practică două zile pe săptămână, sunt în serviciurile membrilor a implicați în proiect și învață ce înseamnă reparație, ce înseamnă utilizarea unui utilaj agricol. Și, bineînțeles, sunt entuziasmați și își exprimă, de asemenea, bucuria că la anul vor avea din cele cinci zile dedicate școlii, trei vor fi în, în serviciuri. Iată și doar două vor fi să învețe partea de, de teorie. Sunt Rău. copii din toată țara, din câte știu, veniți. Da? Da, aveați reprezentativitate la nivel național. E, Erau tot. din Moldova, din ce mi-aduc aminte, din, Moldova, cam de peste anul, tot. Anul acesta avem chiar și din, din satul mare, adică mă gândesc că... Ați înființat o nouă clasă. O nouă clasă, o nouă clasă cu 18 elevi, Uh, sunt 18 într-adevăr, uh, poate mă întrebați de ce există această diferență 18 pe acum și anul trecut am avut 42. Noi ca și asociație am solicitat și am de asemenea doar să ne-a sprijinit să, să, obținem sprijinul autorităților locale și aici mă refer în special la, la primăria sectorului de care școala aparține, întrucât aceștia conform legislației în vigoare pot sprijini acești elevi prin acoperirea cheltuilor de cazare, masă, nu am reușit încă să obținem o colaborare cu primăria sectorului 1. Sperăm poate pe viitor o astfel de colaborare să apară în să se ivească și atunci, bineînțeles, membrii asociației vor putea sprijini mult mai mulți elevi și, bineînțeles, poate să continuăm în continuare tot cu două clase și asta ar fi un, un, lucru, un lucru, bun. Într-adevăr este un proiect pe care noi l-am demarat anul trecut. Rezultatele le vom vedea abia la sfârșitul anului viitor, când acești prima generație de copii care acum sunt în clasa 10 -a, vor finaliza clasa 11 -a, și atunci ei vor intra în, în câmpul muncii vor beneficia de un loc de muncă oferit de către membrii a primar în cadrul companiilor pe care aceștia îi reprezintă și, bineînțeles, toate avantajele pe care le au ca și angajații firmelor respective. Știu că și firma pe care o reprezentați face parte din acest proiect. V-ați implicat mult. Mi-aduc aminte că anul trecut aveam multe discuții cu reprezentanții dumneavoastră vis-a-vis -vis de ce se întâmplă cu acest învățământ dual. Lipsa forței de muncă în România este o realitate. De aici a pornit și ideea aceasta de a găsi o înțelegere, o colaborare cu un colegiu tehnic cu un liceu pentru a pregăti și avea oameni bine instruiți în serviciurile pe care fermierii români de care fermierii români au atâta nevoie. Ce vă propuneți prin colaborarea asta? Ați luat copii în practică în cadrul firmei da. dumneavoastră? Da, da. <coughs> Scuze, în HR avem șase copii de clasa 10, deci anul 2, și 5 în, în clasa 9. Prima dată când am vorbit cu doamna Puiu sau când am auzit de învățământul dual a fost în 2006. Dânsa ne povestea cum este în Austria și cum funcționează acest sistem. Și recunosc că noi nu am prea avut mare încredere că va putea vreodată să devină realitate și în România. De aceea, pentru NHR este un proiect foarte drag și foarte, foarte important. Este adevărat și cred că toată lumea trebuie să înțeleagă că firmele care fac, fac parte din proiectul acesta fac și mare eforturi, pentru că presupune, în primul rând, ne referim mai puțin acum la bani, la cheltuielile pe care noi le facem cu acești copii cât contează foarte mult alocarea de resurse. Noi avem un, un maestru care trebuie să se ocupe și se ocupe exclusiv de ei. Um, trebuie să i aducă câteodată cu mașina da. de la cămin sau nu. Avem o colegă care s-a dedicat trup și suflet proiectului Se duce îi vizitează în cămin și așa mai departe, fiindcă ei sunt niște copii câteodată de parte de familie și au nevoie de mai mult din partea noastră. Așa cum a zis și Mihai, evident că rezultatele nu se pot cuantifica acum, ei încă nu au intrat în câmpul muncii. Noi identificăm potențialul, identificăm pe cei care sunt mai mult sau mai puțin pregătiți sau mai mult sau mai puțin înclinați spre o astfel de meserie, dar scopul acestui proiect este, în primul și în primul rând, evident, să creștem oameni lângă noi. Încă de la început și să-i formăm într-un mod în care să dovedească pe lângă abilitățile tehnice și respect față de client, respect față de agricultură și respect față de muncă în general. În același timp nu există nicio garanție că un, un elev care face practică la noi va și rămâne în continuare la noi. Și acesta este un risc pe care membrii primar și l-au asumat, pornind de la ideea că dacă nu începem să facem ceva pentru țara asta, să demarăm proiecte în care să încercăm să reținem oamenii în țară și să-i păstrăm alături de familii, pentru că este o dramă, că mulți oameni trebuie să plece de aici și să copii copiii în spate. Asta este contribuția noastră, să zicem, la, la evoluția din ce medii vin acești copii? Sunt copii de fermieri? Au Sunt și avut copii o legătură de cu fermieri. Sunt agricultura și copii de dinainte? Fermieri. Da, sunt și copii de fermier, dar nu numai. Sunt și copii care au posibilități mai mari sau mai mici la sat. Sunt copii și pasionați de mediu tehnic. Sunt, sunt foarte variați și de la an la an observăm o, mă rog, sau anul următor observăm o evoluție, adică cred că acum știu mai mult despre ce este vorba decât cei din primul an și uh, au venit mai mult cei care sunt mai, știu, dornici să facă meseria asta. Asta e un punct Dar vom vedea. Noi nu suntem uh, sceptici. Credem că vor fi rezultate foarte bune și sperăm că o să fie un, uh, un succes. Mai mult decât atâta, dintre, doi dintre ei, dintre colegii noștri, îi numim colegii noștri, viitorii colegi, <laughs> sperăm, i-am alocat deja în... In, prâncurile în filialele noastre aproape de casă și am considerat că e foarte important, fiindcă uh, acolo se întâmplă lucrurile. În București, e adevărat că toți avem centre în Apimar uh, în care suntem, sunt oameni foarte bine pregătiți, dar uh, scopul nostru al tuturor este acela de a putea interveni rapid uh, pentru fermier și să fim cât mai aproape de ei acolo local. Și atunci a, și uh, s-au dovedit uh, a fi proiecte chiar de succes cele. Nu, nu Matei, aveți și dumneavoastră copii care da. sunt în. Uh... Bineînțeles, cred că este situația numerică exact invers. <laughs> ei, uh, trebuie să spun uh, că nu sunt în mod direct legat de acest proiect, uh, dar uh, se simte prezența tinerilor în, uh, în uh, firma noastră, pentru că în două zile din cinci uh, vin uh, pe porțile uh, companiei. Sunt luați în primire de, în același fel, de un tehnician de o valoare și de o experiență uh, destul de bogată, care stă pe de-o parte cu ei și, într-o sală, uh, ține cursuri. Efectiv, avem inclusiv tablă de scris, adică o chestie care, <coughs> care se ajută să înțeleagă sistemele și felul în care funcționează mecanismele interne ale unui tractor. Uh, după care, zona practică, sala fiind exact în atelierul nostru, copiii iasă din sală și se duc și participă activ la muncile pe care le, le fac mecanicii noștri. Din punctul meu de vedere, aș putea să vă spun că, într-adevăr, exercițiul mi se pare extraordinar de bun pentru și pentru prezențul și pentru viitorul firmelor noastre, dar, în același timp, pentru ceea ce se întâmplă în agricultura românescă. Din ce știu și ce s-a întâmplat până în momentul de față, ca un exemplu în Titan Mașină și știu că acest exemplu este, uh, sim, este multiplicat de celelalte companii care sunt în APIMAR, uh, toți venim și aducem mână tânără de lucru pentru că avem niște avantaje în momentul în care luăm pe cineva de la o facultate de mecanizare este mai aproape de feeling și metoda de reparație și de servisare a utilajelor din ziua de azi. Așa că pot să vă zic sigur că sunt și cred că în, și la celelalte companii avem un procent consistent de mecanici tineri pe care îi luăm încă din băncile școlii aplicând teoria să. în facultate. dumneavoastră să mai receptivi. Exact. Sunt foarte receptivi, unul la mână. Doi la Mână este problema faptului că trăim într-o uh, eră digitală și modul de mecanizare uh, este în momentul de față foarte automatizat pentru un tractor, este foarte multă senzoristică, foarte multă electronică și apetitul pe care îl au uh, îi face pe ei să, să învețe, să dea rezultate mult mai devreme. Și uh, mai departe este un uh, colectiv tânăr pe care îl formez și trebuie să susțin pentru viitor să rămână în. Uh, scaunele companiei. Asta este viitorul din punctul nostru de vedere. Aș putea să zic că ar fi un lucru ideal dacă s-ar putea întâmpla și aici. Aș putea să ne dați niște de sfaturi despre ce se întâmplă în zona de mecanizare în ferme ad literam, pentru că și acolo știu că sunt niște probleme și forța de muncă e unde ar trebui să fie și unde se acționează efectiv în câmp. Acolo uh, sunt probleme și ne-ar ne plăcea lui, foarte mult să, <laughs> să continuăm în zona aceasta discuția. Că... Da, într-adevăr, se pare că modelul nostru a fost studiat cu atenție de către fermieri și asociațiile de fermieri din, și acum pot să dau un exemplu concret, din zona Moldovei, mai exact din zona Iașului. Noi, ca și asociația, am fost invitați acolo la. Colegiul Agricol din Miroslava, o comună în apropierea, în apropierea orașului Iași, unde comunitatea de fermieri dorește să înființeze o grupă de uh, copii care să fie uh, perfecționați în acest cadru de sistem de învățământ profesional dual pe specializarea operator de mașini și utilaje agricole și împreună cu noi doresc să înființăm o astfel de clasă unde jumătate din ea să fie mecanici agricoli pe care să-i susținem noi ca și asociație și jumătate să fie acei operatori de mașini și utilaje agricole pe care îi susțin ei și când spun îi susțin, ei sunt conștienți, noi le-am explicat ce înseamnă implicarea financiară da. pentru că este un lucru important. Fort, da. da, ei sunt deschiși să-i sprijine pe acest copii cu bursă și tot ce înseamnă Uh, inclusiv și partea de practică la ei în, în propriile ferme. Uh, acolo este o inițiativă de lăudat, nu am întâlnit-o aici în București, că am menționat-o mai devreme, și anume primăria din acea comună uh, uh, și-a exprimat dorința și cu siguranță ne va sprijini uh, în acest proiect prin a oferi copiilor pe care noi uh, îi vom selecta în, în proiectul de învățământ dual în, sistem, de învățământ profesional în sistem dual, să-i sprijine cu tot ce înseamnă cazare și masă. Iată exact lucrul ăsta noi îl dorim să întâmple și la București, s-a întâmplat la Iași și sunt sigur că membrii primar împreună cu Asociația de Profil de Fermieri din zona respectivă va reuși la începutul școlar al anului viitor să avem o astfel de clasă de mecanici agricoli. Și aș mai dori să menționez, referitor și la copiii pe care noi îi avem, acum am participat la diferite întâlniri în cadrul cu reprezentanța Ministerului Învățământului. Ei uh, spuneau că acești copii care vin la învățământul profesional sunt uh, copii de 1, 2, 3, ca și note, ca și medii. Uh, eu i-am contrazis atunci și pot să-i contrazic și acum și cu exemple. Copiii pe care noi avem, atât în clasa 10, -a, cât și în clasa 9, -a, sunt copii care au note peste 7 la uh, examenul de capacitate mi se pare un lucru fenomenal. Adică, în condițiile în care, imaginați-vă că la sistemul de învățământ profesional dual pot să fie admiși și copii care nici nu au dat măcar acest examen. Dar iată, la noi au venit copii care au note peste șapte. Adică interesul lor este clar de a învăța o astfel de meserie și au conștientizat-o. Cum a spus dumneavoastră mai devreme, prin prima faptului că o parte dintre ei sunt copii de mecanizatori angajați în diferite ferme sau inclusiv copii de fermieri veniți aici să învețe tot ce înseamnă un echipament agricol nou și care include, cum a spus și colegul meu mai devreme, foarte multă senzor, parte de senzori, foarte multă... De fapt, cred că este o mecatronică, dacă nu mă înșel, pe care da. ei trebuie să o, să o învețe. Bun, ce motive ar avea un copil să vină să facă parte dintr-o astfel de clasă? Cum îl capacitați, cum îl motivați? Uh, există într-adevăr și motivația, să spunem, partea de financiar și beneficii. Faptul pe care că după da, ce reușește să finalizeze cei trei ani, el finalizezi. are un loc de muncă de asigurat. În în, lucru, da, da. Asta e, cred că, cel mai important. Are un loc de muncă asigurat în cadrul membrilor apimar, unde au făcut și, și au poate alege singur, nu? Adică, teoretic. Nu, nu există nicio formă legală de a obliga și nici n-am fi vrut să intrăm în zona asta, dar, bineînțeles, da, ulterior. Se poate se și îndrepta alege. către unul dintre membrii APIMAR. Bineînțeles, dar el... sperăm ieri, că da. fiecare va rămâne. Da. Ei deja, ei deja efectuează practica, deci fiecare membru APIMAR are un număr de copii pe care îi și sprijină financiar și acei, să zicem, luăm un exemplu, cum a spus și colega mea mai devreme, 5 are 5 copii în clasa da. a noua, acei 5 copii vor face stagiu de practică timp de 3 ani de zile doar la NHR. Bineînțeles, ei nu sunt obligați să rămână în da, cadrul da. NHR, dar uh, sunt sigur că odată intrați în... Uh, în companie vor vedea ce înseamnă un mediu de lucru, vor vedea ce înseamnă o echipă și cu Se siguranța... familiarizează până exact. la urmă cu, cu locul vor, de muncă, da, cu personalul de acolo. Eu sunt sigur că vor rămâne în procent de 99%. Bun, ăsta ar fi unul dintre motive. Ce motive ar mai avea să facă parte din... Uh... Clasele astea de învățământ dual, mecanic și Sprijinul pe care ei îl, îl primesc. Și aici mă refer, cum am spus mai devreme, cazare, pentru că marea lor majoritate nu, nu pentru sunt. Pentru cei care să uită acum și au copii, sau chiar da. cei care sunt în situația să. aleagă Deci ei vor anul? beneficia de uh, 3 mese pe zi, cazare în cadrul căminului uh, liceului, bineînțeles o bursă pe care membrii o oferă o bursă de 200 de lei lunar, la care se adaugă încă o bursă de 200 de lei oferită de către Guvernul României. Iată, deja vorbim de o bursă totală de 400 de lei lunar pe care acești copii o primesc, alături de masă și cazare. Noi le cerem... Transport. Transportul e asigurat de la... Bineînțeles, da, transportul din de la liceu la punctele, punctele de practică, lunar. pentru că și aici, ei fiind minori, trebuie asigurat un anumit transport. Nu îi putem lăsa să vină singur sau cu diferite mijloace de transport. Și uh, un... Uh, ca să spun așa, un lucru mult mai uh, important pentru ei, că sunt, mă rog, pentru partea financiară, o lăsăm deoparte, este de fapt locul de muncă pe care îl vor avea la, la sfârșit și, bineînțeles, ei își pot continua totuși studiile. Bineînțeles, se pot merge mai departe, bacaloriat și la facultate. Asta nu îi împiedică să. Bun. Să Noi înșurte. trebuie să luăm câteva minute de publicitate. După o scurtă pauză comercială, ne vom reîntoarce aici la Agricultura, la raport.